Salutare! Astăzi vreau să vă arăt un superb BMW 320i, un model special, foarte frumos. Așa arată cheia. Cheia nu e specială, e normală. În schimb, mașina arată foarte bine. Motorul este, v-am spus că este de un 320i. O bijuterie, are și pachet M. Haideți să începem cu partea din față, care arată fantastic. Farul ăsta este o operă de artă. Cred că și la preț e tot o operă de artă. Adică undeva 12.000 de lei. Dar ia uitați-vă ce bine arată farul. Arată extraordinar de frumos. Și cum se îmbină grila, care e neagră. Extraordinar. Foarte frumos. Da, și la BMW această față. Ce mai avem în față este camera. Mașina are o cameră 360, foarte bine lucrată, cu un soft foarte bun. O sper să pot să vă arăt în interior după aia. Mai jos avem toată grila, acest radar care adună multe muște și senzorii foarte bine integrați. Bravo iară pentru BMW. Continuăm. Avem tot felul de ornamente negru cu alb. Arată bestial pe mașină. Haideți să vă arăt și lateralul. Cam așa e din lateral. Muchile sunt foarte frumoase. Seria 3 a fost o mașinuță care au vândut prin design. Și de ce nu și prin faptul că mașina chiar a fost bună. Acum mai mult plastic, dar e în regulă. În rest, mașinuța chiar a vândut, o știut să vândă. Mânerele sunt iluminate pe timp de noapte. Pragurile le avem de plastic. Avem și niște jante M 255 pe 35 R19. Foarte ok. Se simte puțin și pe confort rigidă mașina. Deci acolo se simte puțin, dar asta este. În spate, mai întâi vă arăt ceva ce nu mi-a plăcut mie. Aici mașina s-a lovit de către o domnișoară. Din păcate, e nouă, dar asta e. Ce-mi place în spate, că vă spuneam în spate, mașina are tobe. De ambele părți nu are difuzoare care să sune și alte păcănele din astea. Iar avem un senzor foarte bine integrat și un catadioptru foarte frumos pus aici. La stopuri mai sus, acea lumină roșie superbă. Cam așa arată și stopul. Are și pe plafon acea antenă în cuță de rechin. Albul ăsta o prinde foarte, foarte bine. Și pe partea de exterior, dacă ați văzut-o, poate și pe stradă. Dacă ați văzut-o și pe stradă, deja o recunoașteți. Haideți să trecem la interior, unde chiar am mai multe să vă spun și să vă arăt. Dar nu m-am spus de oglindă. O cameră frumos integrată și lumină cu LED pe ea. La interior, pe ușă, avem piele moale. Foarte ok. Cusăturile albastre. Și butoanele care n-ar trebui să lipsească la nicio mașină. Pentru doi pasageri setări, închis, deschis și partea de geamuri și oglinzi. Mai jos, în ușă, avem și butonul pentru portbagaj, care este automat. Pe pragul inscripția M, iar scaunele spun tot. Extraordinare și ele.
Bravo din nou, al treilea bravo pentru seria 3 care îl pot oferi, dar pentru acest model, atenție, nu pentru toate, pentru că sunt și BMW-uri cu motor de 1.5 și acolo nu mai e un bravo așa de mare. Sistemul de aprins luminile și în automat. Ce au schimbat BMW-ul? I-a pus o tabletă de neam prost, dar foarte faină. Volanul încălzit și cu padele. Sper să se prindă, el este foarte multifuncțional. Avem și padelele pe el. Acum s-a prins mai bine. Aluminiu, o combinație superbă. Haideți să mă urc și eu în mașină, să vi-l arăt mai bine. Și pentru că am reușit să mă sui în mașină, pot să vă arăt bordul complet digital. Tot ce înseamnă parte de mijloc. Aici nu excelează BMW-ul. Nu a făcut cine știe ce. Într-adevăr, tableta e curbată, arată într-un mare fel, dar la partea asta de mijloc nu-i wow. Îmi place că are buton de volum. Încă are buton de volum. Bordul are aceste inserții frumoase pe el, care se continuă după cum se vede și aici pe mijloc. Arată foarte bine. Aici avem partea de schimbător, care e foarte mic, foarte, foarte mic, și partea de buton parcare. Deja Sport Comfort Eco Pro. Pe Comfort e ok mașina, pe Eco nu aș vrea să spun, pe Sport deja zgâție tare. Cam asta e partea de comunicare, să zic, aici. Avem comunicare cu navigația. Vă spuneam că are o cameră foarte bună. Ia uitați cum arată. Te poți juca cu ea, arată bestial și când o bagi în manșalier. Cam așa se vede. Nimic de reproșat aici. Pui pe parcare. Parte din spate normală, tetierele sunt ascunse foarte bine. Foarte, foarte bine. Nu e foarte specială, ce-mi place mie că e neagră și neagră tapiseria și plafonul, mașina e albă și dă foarte bine în combinație alb lucios cu negru. Arată foarte sportiv. Cam asta a fost mașinuța. Nu am ținut să prezint foarte mult la ea. Dacă v-a plăcut mașinuța, haideți să o testați. La Autonom Sibiu o găsiți. Dacă nu, de ce nu s-o cumpărați? Să vă puteți bucura cu familia de această mașină. Eu am fost Lucian, vă aștept pe canal să comentăm mai multe. O zi frumoasă, spor!